imagini emoționante în noaptea de înviere în toată țara. Pentru prima dată în istorie, credincioșii nu au putut participa la biserică la slujba învierii Domnului. La Suceava, preoții au oficiat slujba în fața catedralei, iar sute de enoriași au ieșit la ferestre și în balcoane cu candele și lumânări aprinse pentru a urmări slujba. Oamenii au cântat Hristos a înviat odată cu preoții, de data aceasta însă fiecare din casa lui. Conform tradiției începută în urmă cu 11 ani, Lumina Sfântă a ajuns de la Ierusalim cu o aeronavă specială care a aterizat pe aeroportul Otopeni. Lumina a ajuns la parohie, iar slujitorii bisericii alături de voluntari au mers la credincioși. Și în Râmnicu Vâlcea, voluntarii au primit Sfânta Lumină de la Ierusalim, pe care au împărțit-o enoriașilor la scările de bloc sau la ușa fiecăruia. Pachetelele cu Sfintele Paște au fost împărțite de preoți și voluntari vineri și sâmbătă din poartă în poartă și din ușă în ușă pentru a respecta tradițiile de sărbători, dar și regulile impuse de starea de urgență. Slujba de înviere a fost oficiată sâmbătă noapte în toate lăcașurile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române de preoți și personalul clerical, cu respectarea distanțării sociale impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.